Domnule președinte, cum au afectat ultimele evenimente Clubul Sportiv Municipal Politehnica, și atât în plan administrativ, sportiv și așa mai departe? Dar în acest moment se lucrează pe sistem de avare, doar persoanele indispensabile în obținerea licențierii vor veni la birouri, pentru că până la finalul acestei luni va trebui să închidem dosarul. Jucătorii stau în carantină până la finalul săptămânii, grupurile de copii și juniori și-au întrerupt activitatea. Deci, practic, suntem puțini care încercăm să ținem un foc continuu astfel încât să ne desfășurăm activitatea în condițiile bune, dacă putem spune așa, ținând cont de starea de fapt în care se află țara noastră. Cum au reacționat jucătorii atunci când au auzit că se întrerupe campionatul? Evident, niciun jucător nu a fost fericit, nici noi administrativul, nici antrenorul nu e fericit, nici spectatorii nu sunt fericiți, probabil nici media, nici televiziunile, dar nu avem ce face, asta este situația și vom încerca să avem răbdare ca să ne desfășurăm activitatea ulterior în sistemul pe care îl va propune Federația și Liga Profesionistă de Fotbal. Sunt optimiști jucătorii, unii sunt pesimiști, poate. Cum i-ați simțit? Bun, eu cred că toată lumea este speriată de acest virus păcătos, dacă pot să-i spun așa. Însă jucătorii își doresc să rămână în România, fiecare sunt cantonați la domiciliul, la propriul domiciliu. Consideră că este o siguranță mai mare să stea în casă decât să umble prin aeroporturi. Și așteaptă să se mai liniștească perioada astfel încât să poată să-și vadă și ei familiile, mă refer în special la cei care nu sunt din Iași. Are vreunul dintre jucători simptome? A făcut testul pentru coronavirus, un angajat al clubului? Nu avem simptome și nu s-a făcut niciun test. De altfel, înțeleg că la nivelul țării sunt destul de puține teste și cei cu simptome, zic eu, destul de evidente, ar trebui să beneficieze de aceste teste. Ce se întâmplă cu jucătorii străini? Ați amintit de situația lor? E posibil să plece vreunul acasă dacă se prelungește mai mult întreruperea campionatului? Nu. Cum am spus, la acest moment îi preferă să stea în România acasă pentru mai mare siguranță. Avem doar cazul Linea Sclimavicius, care a plecat să-și vadă fetița. Între timp, s-a decretat starea de urgență și nu mai are posibilitatea, n-a mai găsit zbor de întoarcere către România. Așteptăm să vedem ce ne rezervă viitorul. Cu contractele jucătorilor, ce se întâmplă? Nu se antrenează? Nu sunt programate jocuri în această perioadă? Vă gândiți la vreo măsură? Bun, aici nu sunt vinovați nici jucătorii, nici cluburile. E o situație de forță majoră. Probabil aici va trebui să ne punem la aceeași masă noi, reprezentanții cluburilor, Federația Română de Fotbal, Liga Profesionistă de Fotbal și AFANU, Sindicatul Fotbaliștilor, pentru că suntem cu toți împreună în acest război și practic nu există persoane de cealaltă parte a baricadei. Deci împreună trebuie să găsim soluții. Pentru că dacă jucătorii nu vor vrea să umble la contracte, probabil nici angajatorii nu vor mai avea capacitatea să-i plătească dacă se va întrerupe pe perioadă lungă campionatul. E clar, sunt unele cluburi cu bugete mai mari care își permit să acopere cheltuielile în această pauză, altele nu. Pe unde e Politehnica Iași? Noi suntem într-o situație extrem de grea. Suntem cumva văduviți și de faptul că avem reeșalonate datorile către stat pe următorii 5 ani, fapt ce nu ne permite să avem întârziere la plata datorilor către stat, atât la reeșalonare cât și datoriile la zi. Suntem practic aflați sub o monitorizare ANAF și acest lucru ne afectează. Evident, ticketing nu mai există. Pe partea de sponsorship, să nu uităm că principalul sponsor al fotbalului românesc, al ligii profesioniste de fotbal, în general, atunci ce presupune sportul cu balonul rotund, îl reprezintă agențiile de betting, care la acest moment și ele sunt convins că suferă practic și au pierdut și ele obiectul muncii
ca și noi și situația este grea, este chiar foarte grea și, sincer, fără un sprijin guvernamental, eu cred că fotbalul românesc va intra în colaps. Ai fost la Federație vineri, trebuia să aibă loc tragerea la sorți a Cupei României, s-a amânat acest lucru. Care e, eu știu, spiritul în Federație, în rândul celorlalți conducători de cluburi? Ce s-a transmis? Toți așteptăm să vedem. UEFA ce decide, UEFA care este în strânsă legătură cu Organizația Mondială a Sănătății și în funcție de calendarul internațional, probabil și Federația va creiona viitorul Cupei României, faza pe final, de la semifinale, practic, suntem la semifinale, mai sunt teoretic, ar trebui să mai fie 3 meciuri. Care e cel mai realist scenariu în acest moment, privind continuarea competiției, eventuala înghețarea campionatului? Bun, eu n-aș vrea să intru în această pantă a scenariilor, să-mi dau cu presupusul. Eu zic să așteptăm decizii oficiale, pentru că, și așa văd că inclusiv în media există o nebuloasă cu mii și mii de probabilități, improbabilități, astfel încât eu zic haideți să așteptăm o decizie oficială și atunci vom ști cu toții ce avem de făcut. În cazul în care situația de întrerupere ar persista și după debutul lunii aprilie, cum ar putea fi reprogramate jocurile? Ar rămâne extrem de multe de jucat? Da, probabil și cei care ne urmăresc acum au citit în presă diferite scenarii. Repet, nu vreau să-mi dau cu presupusul, haideți să așteptăm puțină o variantă oficială, pentru că, într-adevăr, cu riscul de a mă repeta, totul ține de calendarul competițional internațional și în funcție de acesta vom vedea dacă campionatul românesc va merge până la capăt sau se vor găsi alte soluții, culminând chiar cu înghețarea lui, nu? Revenind la modul în care ar putea afecta această pauză cluburile din punct de vedere financiar, e clar, până acum sportul nu a fost una dintre prioritățile celor care conduc interesele nu numai ale sportului, ci ale tuturor românilor. Credeți că va fi luată vreo măsură în sprijinul cluburilor sportive? Eu am propus acest lucru atât Federației Române de Fotbal cât și Ligii Profesioniste de Fotbal, să facem front comun, să mergem cu un memorandum, să explicăm starea de fapt în care se află fotbalul românesc și vom vedea dacă guvernul va găsi o modalitate de a acorda un sprijin fotbalului. Eu cred că nu numai fotbalul suferă, e clar că toate arealurile din zona economică suferă și vom vedea dacă vom găsi deschidere, dacă nu, situația este grea și nu numai în plan financiar. Gândiți-vă că o perioadă de pauză atât de lungă presupune că jucătorii ies din formă, oricât ai vrea să te antrenezi acasă, mai mult de un fitness, nu știu, de o menținere, cât de cât a tonusului nu poți obține. Vorbeam cu preparatorul fizic și undeva la o săptămână, la 10 zile pauză, 2 săptămâni se pierde cam 30% din pregătirea fizică, ceea ce este foarte mult, deci va trebui și o perioadă de reintrare în efort. Foi foarte complicat. Concret, care sunt măsurile pe care le-ați așteptat de la guvern? Bun, în primul rând ar trebui un fondul de rezervă a guvernului, pentru că înțeleg că Liga nu beneficiază de un astfel de fond, nu știu Federația, dar Federația nu gestionează Liga întâi, probabil Federația, dacă are un astfel de fond, îl va îndrepta către ligile inferioare. Atât timp cât Liga Profesionistă de Fotbal nu are un fond de rezervă, ne așteptăm ca guvernul să disloce bani din fondul de rezervă, poate chiar amnistii fiscale, poate, nu știu, în mod cert, partea financiară va fi cel mai greu de acoperit. La Iași există această campanie Porți Închise, Inimi Deschise, care și-a și schimbat destinația fondurilor obținute. Cum au reacționat suporterii? Deci, așa cum așteptam, suporterii și sunt foarte inimoși și le mulțumesc pe această cale virtuală pentru faptul că au venit cu inima deschisă către clubul din Dealul Copoului. Sincer, mi-au întrecut așteptările și, așa cum foarte bine ai spus, la acest moment
am gândit ca aceste încasări, aceste rezultate ale campaniei să le redirecționăm către Spitalul de Boli Infecțioase Sfânta Cuvioasa Parasteva din Iași, pentru că sunt persoane care e posibil să aibă mai mare nevoie decât clubul din Dealul Copoului, chiar dacă noi nu suntem într-o situație foarte fericită, într-o situație chiar grea. În acest moment e nevoie de unitate și solidaritate și siguranța cetățeanului, sănătatea cetățeanului primează înaintea sportului. Campania era pentru meciul de la sfârșitul săptămânii cu Academica Clinceni. Cât va continua? Din punctul meu de vedere aș continua, rămâne să mă sfătuiesc și cu colegii mei din management, din departamentul de comunicare. Aș continua până avem primul meci pe care îl vom desfășura pe teren propriu. Repet, mai ales că acești bani se vor duce pentru o cauză nobilă, zic eu, pentru semenii noștri care au nevoie în aceste situații mai complicate, în aceste situații dramatice. Deci, practic, se vor duce către cei care au nevoie de mai mult de bani. În calitate de fost oficial al Federației Române de Fotbal, cum se vede turneul final al campionatului european? În acest moment mai poate avea loc, nu mai poate avea loc? Păi nu prea se mai vede, din punctul meu de vedere. Dar chiar nu știu ce va decide UEFA. Rămâne să vedem. Am văzut că a venit acea circulară FIFA prin care nu le se mai poate impune jucătorilor să vină la echipele naționale, cum prevedea regulamentul FIFA înainte, datorită acestei pandemii. Și zic eu că un campionat european fără jucători exponențial nu mai are același farmec. Dar probabil în această săptămână vom ști decizia UEFA. Care e mesajul Clubului Sportiv Municipal Politehnic Iași către suporteri, către tot cei care sunt cu ochii pe activitatea echipei din Copou? În primul rând le transmit încă o dată un salut virtual, le mulțumesc pentru că sunt aproape de echipă. Îi rog în continuare să fie cu sufletul aproape de echipă, dar totodată vreau să le spun apăsat că mai important decât fotbalul este să avem fiecare grijă de sănătatea noastră. Vreau să le transmit să respecte aceste indicații date de Guvernul României, decretată stare de urgență, să încercăm să ne autoeducăm, să respectăm măsurile de igienă, să încercăm să stăm doar lângă cei foarte apropiați, lângă familie, să ieșim cât mai puțin din casă, pentru că dacă vom fi sănătoși și vom trece pe această mare cumpănă, eu cred că și fotbalul își va reveni, chiar și clubul din Dealul Copoului, indiferent cum va arăta viitorul. Sănătatea noastră a tuturor este mai importantă decât orice altceva.